14, vom citi de la versetul 1. Cei bogați, vă rog, împărțiți cu cei săraci. Așa ne învață Cuvântul lui Dumnezeu, tot ceea ce avem, să dăm celor necăjiți. Și uite, așa învățăm să venim cu Cuvântul la noi și în noi și în mâinile noastre. Roman 12, versetul 1, este... Urmează să citim un text foarte important din Cuvânt. Roman 12, versetul 1. Vă dăm dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu. Să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat. Cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare. Cine dă să dea cu inimă largă. Cine face milostenie să o facă nu oricum, ci cu bucurie. Dragostea să fie fără prefăcătorie, fie vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească, în cinste fiecare să dea întâietatea altuia. Însârguind să fiți fără preget, fiți plini de râvnă cu Duhul, slujiți Domnul. Bucurați-vă în nădejde, fiți răbdători ca stăruiți în rugăciune. Ajutați pe sfinți când sunt în nevoie. Fiți primitori de oaspeți. Binecuvântați pe cei ce vă prigonesc. Binecuvântați și nu blestemați. Bucurați-vă cu cei ce se bucură. Plângeți cu cei ce plâng. Aveți aceleași simțăminte unii față de alții. Nu umblați după lucrurile înalte, ci rămâneți la cele smerite, să nu vă socotiți singuri înțelepți. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău, urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Prea iubiților, să nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris, răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Din potrivă, dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin tine. Amin. Doamne Iisuse, te rog, lucrează prin Duhul Sfânt în viața noastră. Lucrează chipul tău, lucrează forma ta, lucrează viața ta, trăirile tale, simțămintele tale, credința ta, rațiunea ta, prioritățile noastre, Doamne, vrem să fie cele mai valoroase în viața noastră. Te rugăm, Doamne, pe fiecare în această seară să ne hrănești. Cum știi Tu mai bine? Tu cunoști nevoile noastre, Tu cunoști stările noastre, Tu cunoști intimitățile noastre, Tu cunoști încă toate cotloanele noastre întunecate. Doamne, acolo pătrunde și acolo dă viață și acolo dă iertare și acolo dă vindecare și putere. Prin Duhul Sfânt, spre slava numelui Tău. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locul. Bună seara, Iisus Hristos este Domnul. Amin. Și suntem bucuroși că la miez de săptămână sau partea a doua săptămânii, suntem în casa lui Dumnezeu,
Este bine să fim în casa Domnului, pentru că Biblia spune că cei ce sunt în casa Domnului tot mai pot să laude pe Dumnezeu, gloriul lui Dumnezeu. Unul dintre motivele pentru care este fundamental să venim în casa Domnului, știți care este? În casa Domnului putem să lăudăm mai bine pe Domnul decât în alte părți. Vă încurajez, așa cum și fratele Cătălin ne-a încurajat, vă încurajez să veniți în casa Domnului, să ne închinăm cu toții, să ne congregăm aici și să ne închinăm în casa lui Dumnezeu, pentru că închinarea de aici este diferită de închinarea de pe stradă, din atelier, din birou sau din școală, de la servici. Închinarea în casa lui Dumnezeu, cu poporul lui Dumnezeu, este foarte importantă pentru fiecare dintre noi. Doamne, ajută-ne la aceasta! În studiul nostru ăsta de joi seara, pe care îl apuc și eu așa din când în când, însă să știți că atunci când lipsesc, nu stau acasă, când nu sunt la stânca, sigur sunt în altă parte, sunt obligat să fiu în altă parte de chemarea pe care Dumnezeu mi-a dat-o și vă mulțumesc că aveți răbdare cu mine, vă mulțumesc că sunteți drăguți cu mine și vă mulțumesc că vă rugați pentru mine. Și dacă nu vă rugați, ați încurcat-o. Dacă nu sunteți drăguți cu mine, iar ați încurcat-o. Și dacă nu aveți răbdare cu mine, tot încurcat sunteți. Deci vă rog să fiți drăguți, să fiți răbdători și să ne rugăm unii pentru alții. Doamne, ajută-ne la aceasta. Însă aș vrea în această seară să vă împărtășesc de la inimă la inimă un principiu supranatural. Știți, când Domnul Iisus, prin Duhul Sfânt, vine în inima noastră, ne ia din natural și ne duce în supranatural. Viața creștină nu este o viață obișnuită. Viața creștină este o viață neobișnuită. Trebuie să începem, fraților, să înțelegem realitățile acestea. Că viața creștină nu este o viață mediocră. Viața creștină este o viață trăită prin Duhul Sfânt în excelență și spre excelență. Doamne, ajută-ne la aceasta! Cea mai mare nenorocire care se poate petrece în viața unui om este să fie un creștin mediocru. Să fie un creștin blazat. Să fii creștin fără viziune, fără pasiune, fără valori pentru care să faci totul și să-ți dai viața. Este o dramă asta care se întâmplă în viața unora dintre noi, nu aici la stânca. Asta se întâmplă în alte biserici. Aici la stânca toți avem pasiune, toți avem viziune și toți avem încredințarea că Domnul ne-a luat din natural și ne-a dus în supranatural, slăvit să fie Domnul. Dacă vreunul dintre noi consideră că viața creștină este monotonă, dacă vreunul considerați că pocăința este plictisitoare, înseamnă că nu v-ați pocăit. Dacă vreunul dintre noastre considerați că este plictisitor și monoton să vii la biserică, înseamnă că ceva nu e în regulă în viața ta. Și dacă există biserici posomorâte care plictisesc, dacă există pastori care plictisesc și adorm bisericile, să știți că nu e vina Evangheliei, este vina pastorilor, e vina predicatorilor și, Doamne, dă-ne de aia, eu mă rog, Doamne, umple-ne cu Duhul Sfânt când predicăm Evanghelia, ca biserica să fie cercetată, înviorată și ridicată, luată din natural și dusă în supranatural. Cineva spune așa, când predica este plictisitoare, nu e de vină Evanghelia, este de vină predicatorul. Când biserica este monotonă, nu e de vină Evanghelia, e biserica de vină. Detest bisericile monotone. Și nu mă refer la oameni, ci la spiritul acela. Nu-mi place, resping de lângă mine orice influență care mă ține în mediocritate. Este imposibil să fii credincios plin de Duhul Sfânt și să te complaci în mediocritate. Doamne, ia-ne din mediocritate, ia-ne din natural și du-ne în supranatural prin Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Amin. Am citit textul acesta pentru că este potrivit pentru studiul nostru din această seară. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. Și acum partea a doua a versetului. În cinste, fiecare să dea întâietate
altuia. Amin. Amin. Asta este principiul supranatural. În cinste, zice Apostolul Pavel, prin Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu, în cinste fiecare să dea întâietate altuia. Acum, ăsta este un principiu supranatural, din cauza asta este un principiu greu. Ăsta este un principiu supranatural, din cauza aceasta este un principiu ușor. Acum, ceea ce vă spun, greu și ușor, pare contradicție. Dar nu este contradicție, este doar paradox. Este doar paradox. În firea noastră, în firea noastră, frați și surori, este imposibil să-i dau în cinste, în pietate altuia. În fire. În Duhul însă, lucrurile stau cu totul altfel. Aș vrea în această seară să vă spun niște lucruri pe care mi le-am notat. Mesajul din această seară, știți cum l-am numit? Premiul 1 pentru locul 2. Premiul 1 pentru locul 2. Am găsit expresia asta într-o carte și tare mi-a plăcut. Și am zis, o transmit și eu mai departe. Premiul 1 pentru locul 2. Premiul 1 pentru locul 2. Premiul 1 pentru locul 3. O să ajungem imediat acolo. Premiul 1 pentru locul 2 și pentru locul 3. Așa face Dumnezeu. Vedeți, Dumnezeu gândește diferit de mine și diferit de tine. Pe noi, pe fiecare, ne interesează locul 1. Înaintea lui Dumnezeu nu există locul 1, există premianți, dar nu pe locul 1. Pe locul 1 este unul singur și acela este Dumnezeu. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Însă Biblia, Duhul lui Dumnezeu, dă locul, locurile 2 și 3 sunt premiate cu premiul 1. De ce spun toate lucrurile acestea? Ceea ce spune Apostolul Pavel în Roman 12 cu 10 este un principiu supranatural și zice așa. În cinste fiecare să dea întâietate altuia. În cinste fiecare să dea întâietate altuia. Mai spun încă o dată și până o repetăm cu toții. În cinste fiecare să dea întâietate altuia. Și acum vă rog cu toții, dacă ați reținut. În cinste fiecare să dea întâietate altuia. Asta este Roman 12 cu 10. În cinste fiecare să dea întâietate altuia. Dacă eu am numărat bine, sunt aici 7 cuvinte. 7 cuvinte foarte importante pentru fiecare dintre noi. Acum, declarația asta, frați și surori, declarația asta pe care o spune, pe care o face Apostolul Pavel în Roman capitolul 2, versetul 10, este o declarație absurdă pentru omul firesc, este o declarație aberantă, este o declarație de renunțare la putere, la autoritate și la importanță. Acum, când intrăm în lumea lui Dumnezeu, când intrăm în lumea lui Dumnezeu, intrăm într-o lume total deosebită. Când intrăm în lumea lui Dumnezeu și când intrăm în împărăția lui Dumnezeu, fraților, deseori trebuie să renunțăm la autoritatea noastră, trebuie să renunțăm la putere și trebuie să renunțăm la importanță. Există ceva în noi, în fiecare dintre noi, care vrea să ne facă să fim importanți. Există ceva în fiecare dintre noi căruia îi place să poruncească. Și există ceva în fiecare dintre noi căruia îi place să se mândrească. Îi place să se mândrească. Însă vine Duhul lui Dumnezeu în textul acesta și spune, fii atent. Vă învăț un lucru deosebit, vă învăț un principiu supranatural și zice Dumnezeu, vă dau premiul 1 pentru locul 2. Doamne, ajută-ne să înțelegem realitatea aceasta. Amin. Premiul 1 pentru locul 2. Când am citit titlul acela, mi-a rămas lipit. Și m-a pus serios pe gânduri. Premiul 1 pentru locul 2
Este foarte interesant, dar este foarte biblic. Și ce înseamnă asta? Cu alte cuvinte, ne spune Apostolul Pavel, prin Duhul Sfânt, zice așa, caută locul 2. Caută locul 2. Să vă spun acum ceva. Cel mai sigur loc, cel mai sigur loc și cel mai sănătos e locul 2, nu locul 1. Când ești pe front, în luptă, cel mai sănătos loc e locul 2, nu locul 1. Locul 1 e periculos. Să mai spun ceva. La servici, la școală, în biserică, cel mai sigur și sănătos loc este locul 2. Și să mai spun încă ceva și vreau să-i fac un compliment fratelui Cătălin în această seară. El nu știe, nu-i nimic regizat. Ca să îl citez. Nu-i nimic regizat și atunci când el a venit la stânca, atunci când l-am adus la stânca și l-am invitat la stânca, i-am spus, Cătăline, eu sunt numărul 1, tu numărul 2. Așa am spus. Ca să existe, să nu fie scandal. După aceea, însă, au trecut câțiva ani și am avut o altă discuție, când am plecat de la Golgota și am venit aici și am spus, Cătăline, nu mai vreau să fiu pe locul 1, vreau să fim amândoi egali. Așa este? Amândoi egali. Însă el mi-a făcut o surpriză. Știi ce? Nu mă lasă să fiu, într-un anume sens, nu mă lasă să fiu egal cu el, ci întotdeauna mă cinstește. Și când mă prezintă celor de lângă el și spune, este pastorul senior, este pastorul principal, este pastorul numărul 1, eu știu cum le mai așează el, știi ce înseamnă asta? Îmi dă cinste. Știi ce înseamnă asta? E biblic. Știi ce înseamnă asta? E și șmecher. Vrea să fie pe locul 2. Vrea să fie pe locul și pe locul cel mai sigur și credeți-mă, ceea ce vă spun acum este un principiu foarte serios pentru fiecare dintre noi. Este foarte serios. Dumnezeu dă premiul întâi pentru locul 2 și în versetul acesta, Roman 12 cu 10, spune Scriptura, fiecare în cinste, fiecare să dea întâietatea altuia. Și ce zice aici cuvântul? Zice, pune-te pe locul 2. Pune-te pe locul 2 că vei primi premiul întâi. Pune-te pe locul 2 că vei primi premiul întâi. Asta înseamnă caută locul 2. Vă rog acum să mergeți cu mine la un text foarte important din Scriptură. 1 Corinteni capitolul 15. 1 Corinteni capitolul 15. Am găsit zilele acestea aici două versete pe care le-am știut și acum ele au revenit în forță și cu forță atunci când mă pregăteam pentru studiul din această seară. 1 Corinteni 15, 44 și, mă rog, 45 și 46. Auziți ce zice aici? 1 Corinteni 15, 45 și 46. De aceea este scris, omul din tâi Adam a fost făcut un suflet viu. Al doilea Adam a fost făcut un duh dătător de viață. Și acum mai mare atenție. Dar întâi vine nu ce este duhovnicesc, ci ce este firesc. Ce este duhovnicesc vine pe urmă. Amin. Întâi nu vine ce este duhovnicesc, ci ce este duhovnicesc vine mai pe urmă. Și exact așa se întâmplă și în viața noastră, fraților. Când vrei să fii pe locul întâi, sigur, ești firesc. Când vrei să fii pe locul 2 și 3, sigur începi să devii duhovnicesc. Amin. Amin. Pentru că așa ne învață aici Apostolul, omul lui Dumnezeu, spune, întâi vine nu ce este duhovnicesc și ce este firesc. Ce este duhovnicesc vine la urmă și pe urmă. Amin. Amin. Majoritatea dintre noi când ne-am pocăit, la început am fost firești. Dificil. Răi. Pofticioși. Carnal. Lumești. Adică firești. Eram călăuziți de carne. De sânge. Eram călăuziți de hormon, de neuron. Asta înseamnă că eram firești.
Însă, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că cu cât îl cunoaștem pe Dumnezeu mai mult, cu atât devenim mai duhovnicești. Dacă în această seară încă ești firesc, e trist. Însă fii atent. Cuvântul lui Dumnezeu spune că voia lui Dumnezeu nu-i să rămânem firești, ci voia lui Dumnezeu este să devenim duhovnicești. Amin. Doamne, ajută-ne la aceasta. Cei ce suntem firești, nu suntem plăcuți Domnului. Suntem plăcuți Domnului doar cei ce suntem duhovnicești. Ce înseamnă duhovnicesc? Adică să fiu călăuzit de Duhul lui Dumnezeu prin roada Duhului și prin darurile Duhului. Doamne, ajută-ne la aceasta. Din cauza aceasta, Apostolul Pavel zice așa. Întâi vine nu ce este duhovnicesc și ce este firesc. Întâi mă nasc în firea pământească. Când mă pocăiesc, încep să devin duhovnicesc. Amin. Încep să devin duhovnicesc și procesul ăsta de pocăință durează o viață întreagă. Doamne, ajută-ne la aceasta. Vreau să mă întorc acum puțin în familie. Știți ce ne învață Apostolul Pavel în Romani 12 cu 10, în pasajul ăsta serios pe care l-am citit în această seară cu toții și l-am și declarat cu toții cu voce tare? Și ce ne învață Cuvântul lui Dumnezeu în textul acesta privitor la familie? Caută să-l pui pe soțul tău pe locul întâi. Iar soțul trebuie să caute să-și pune soția pe locul întâi. Acum, n-ați mai zis amin aici. V-am speriat, dar o să detaliez imediat ca să nu mă înțelegeți greșit. Categoric, Dumnezeu a lăsat în biserică și în familie o anume ierarhie. Ok? În biserică, Iisus Hristos este capul, noi suntem trupul. Amin. În biserică există păstori, în biserică există prezbiteri, formă există diacon. Există o ierarhie duhovnicească lăsată de Dumnezeu. Amin. Asta este ceea ce ne învață Cuvântul lui Dumnezeu. Păstor, prezbiter, diacon, etc. În familie, la fel. În familie, în orice familie, capul este soțul. Vorbesc acum de familie credincioasă, creștine. Acolo capul este soțul, iar soția, vă spun cu bucurie, acolo soția se supune. Așteptam un pic de încurajare. N-am zis amin. Tot să ziceți amin. În familie, așa a lăsat Dumnezeu, soțul este capul. Hristos este categoric capul soțului. Amin. Însă soția în familie și în familie, în mariaj, soția trebuie să se supună soțului. Și trebuie să o facă cu toată dragostea și cu toată convingerea. Amin. Chiar dacă n-a zis amin, rămâne amin. Este amin. Însă, va intervine o chestiune aici. Zice Apostolul Pavel, zice bisericii, zice căsătoriților, zice necăsătoriților, zice așa, tuturor ne spune, în cinste fiecare să dea întâietate altuia. Când soția se supune soțului, sigur, soțul creștin îi va da întâietate soției. Există un principiu care duhovnicesc care funcționează în felul acesta. Soția îmi dă mie cinste și eu îi dau ei cinste. Amin. Asta este ceea ce ne învață Cuvântul lui Dumnezeu și asta ne spune Cuvântul lui Dumnezeu. Zice Dumnezeu, dau premiul 1 pentru locul 2. Premiul 1 pentru locul 2. Și zice Dumnezeu, dau premiul 1 și pentru locul 3. Adică, în familie, soțul este numărul 2. Iisus Hristos este numărul 1. Soțul este numărul 2. Și soția este numărul 3. Și copiii sunt restul. Este foarte adevărat că apare un dezechilibru în unele familii atunci când se nasc copii. Și copilul ajunge numărul 1 și soțul ajunge pentru soție. Copilul ajunge numărul 1 și în familia mea nu s-a întâmplat așa.
Copilul ajunge serios numărul 1 și soțul ajunge numărul 2. Copilul ajunge, dacă e al doilea, se nasc 2 copii, 3 copii, copilul este tot numărul 1 și soțul este numărul 2 sau numărul 3 și dacă, mă rog, mai există vreun număr. Sau 4 sau 5. Dar asta este dezechilibru. Nu asta este voia lui Dumnezeu. Știți de ce? Să vă spun ceva. Hai să vă spun ceva. Dacă îți pui soțul numărul 2, când apar copii, vreau să vă dau o veste bună. Copiii stau cu tine 20-25 de ani și formă vân. Și acum în capitalism, când eram comunist, copiii mai stăteau cu noi uneori toată viața. În capitalism ai copiii cu tine 20-25, mă rog, cei mai fericiți 35 de ani, 40 de ani, ok, dar până la urmă, tot ne lasă. Și eu îi spun soției mele, din când în când, fii atentă, că tot cu mine rămâi. Fii atent, cred că el pleacă. Rămâi cu mine. Fii drăguță cu mine. Amin. Fii drăguță. Că tot cu mine rămâi. Tot de mine ai voie. Din cauza asta, trebuie să învățăm cu toții, frați și surori și stimați ascultători, să ne cinstim unii pe ceilalți. În cinste fiecare, așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu, fiecare să dea întâietate altuia. Amin. Amin. Acum, pentru cei ce sunteți necăsătoriți, urmează să vă căsătoriți și voi. Fiți liniștiți. Vă vine rândul. Vă vine rândul. Bucurați-vă. Bucurați-vă că o să vă căsătoriți. Și cei ce sunteți necăsătoriți, trebuie în cinste să dați întâietate altora. Asta înseamnă că Dumnezeu dă premiul 1 pentru locul 2. Trebuie să ne învățăm, fraților, să căutăm locul 2. În familie, o să vă știți ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu. În familie, cuvântul lui Dumnezeu îmi spune că trebuie să mă obișnuiesc să fiu neobișnuit. În biserică, în împărăția lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu îmi spune că trebuie să mă obișnuiesc să fiu neobișnuit, adică să caut locul 2, să nu caut locul 1. N-ați văzut cum sunt unii frați în biserică. Dom'le, numai la amvon le-ar place unul să stea. Dom'le, numai el să predice. Serios. Și aici la noi ne mai împotrivim noi așa, știi? Dar în alte biserici lucrurile sunt grave de tot. Numai la biserică. Dacă s-ar putea tot comitetul să se așeze, să se așeze în amvon. Și acolo să stea tot timpul. Este anormal. În împărăția lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să ne obișnuim, să devenim neobișnuiți, adică să căutăm în cinste, să-i dăm întâietate celui de lângă mine. Doamne, ajută-ne la aceasta. Știți ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu? Ce ne spune Cartea Sfântă? Ne spune o chestie foarte importantă. Parcă Dumnezeu așa lucrează încât ne revoltă uneori. Parcă Biblia este o carte care conspiră împotriva, parcă e o carte care conspiră asupra ierarhiei pe care ne dorim fiecare. Parcă fiecare în firea pământească dorim să fim pe locul 1. Să ne vedem cel mai bine, să ne auzim cel mai bine, etc., etc., etc. Și vine cuvântul lui Dumnezeu și ne liniștește și parcă găsim în Biblie lucruri ciudate. Știți, în împărăția lui Dumnezeu valorile sunt total răsturnate decât în împărăția oamenilor. Deci Domnul Iisus Hristos, Fiul omului, n-a venit să îi se slujească, ci a venit să slujească. Amin. Alo, amin. N-a venit să îi se slujească, ci a venit să slujească. Doamne, ajută-ne la aceasta. Vreau să închei. Și vreau să închei în felul acesta. Luptă să stai pe locul 2. Lasă-L pe Dumnezeu pe locul 1 în viața ta. Amin. Dacă ești căsătorită, lasă soțul pe locul întâi în căminul tău, în familia ta. Am cunoscut o soră și cunosc o soră, bine, n-am mai văzut-o deja de ani de zile, însă căsătorită, fericită în căsătorie, însă are un soț, un papălate. Însă, ce-am învățat de la sora aceasta? Doamne,
ciudat cum Ion este soțul ei. Am învățat de la familie, de la femeia aceasta, să o respect și să o iubesc. Și de ce? Știe să-și onoreze soțul. Chiar dacă ea conduce în casă, ea conduce tot, face tot. Că soțul nu are capacitatea. Așa sunt unii soți. Dar atât de frumos femeia aceasta, pe care o consider duhovnicească, atât de frumos a știut să se ducă pe locul 3, încât m-a impresionat. Și știe să-și onoreze soțul, știe să își protejeze soțul, știe să-și apere soțul și ia, ia majoritatea deciziilor în familie. Dar spune, soțul meu și cu mine am hotărât așa. Soțul meu și cu mine am hotărât așa. Știe să-și bage soțul la înaintare, să-l respecte. Și așa am zis, Dumnezeu i-a binecuvântat și o binecuvântat. Când știi să-ți respecti soțul, când știi să stai pe locul 3, dacă ești soție, trebuie să stai pe locul 3. Pe locul 1 este Dumnezeu. Pe locul 2 este soțul. Și pe locul 3 este soția. Și pe locul 4 sunt copiii. Amin. Doamne, ajută-ne la aceasta tuturor. Amin. Cine îl pune pe Dumnezeu pe locul 1 și se așează pe locul 2, este foarte înțelept. Vreau să finalizez cu un text proverbial și celebru din Proverbe. Proverbe, capitolul 3. În Proverbe, capitolul 3, versetul 1, începând cu versetul 1, trebuie să citesc câteva versete. Scriptura spune așa, Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inimă, în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace. Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia, leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Și acum atenție! Încrede-te în Domnul din toată inima ta, și acum ai mare atenție, și nu te bizui pe înțelepciunea sau pe inteligența sau pe priceperea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Și au zis 7, mai important. Nu te socoti singur înțelept, teme-te de Dumnezeu și abată-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Și ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu? Doar cine îl pune pe Dumnezeu pe locul 1 și se așează El pe locul 2, de fapt va câștiga premiul 1. Dumnezeu dă premiul 1 celor ce se așează pe locul 2 și pasajul acesta este scris de cel mai înțelept om, probabil, care a trăit în lumea aceasta. Solomon. Și spune Solomon cu toată puterea ființei lui, zice, nu te socoti singur înțelept. Nu te lua după instinctele tale, nu te lua după rațiunea ta, nu te lua după cheful tău. Zice omului Dumnezeu, încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Amin. Asta înseamnă că Dumnezeu, doar cine îl pune pe Dumnezeu pe locul 1 și se așează pe locul 2, va câștiga premiul 1. Amin. Amin. Să ne vedem.